Urmează știrile Smile FM cu Sorin Popliuc. Primarii comunităților vasluiene pe unde trece drumul strategic finanțat prin fonduri europene sunt bucuroși de perspectiva asfaltării drumurilor județene care le traversează localitățile pe care le conduc. Relu Brașoveanu, primarul comunei Bălteni, a spus că drumul strategic este cea mai bună investiție pentru infrastructura rutieră pentru comuna Bălteni. Noi nu avem nicio posibilitate să facem ceva pentru că era un drum județean pietruit. Este vorba despre aproximativ 9 km de drum pe care s-a turnat un strat de asfalt. Oamenii sunt mulțumiți, iar când o să fie terminată și șanțurile și va fi turnat și al doilea strat de asfalt, va fi și mai bine. S-a schimbat totul, merge lumea pe acest drum. În cadrul proiectului mai trebuie reabilitat un pod, albia cursului de apă va fi refăcută în amonte și aval pe o lungime de maxim 50 de metri și trebuie consolidate digurile. Drumul strategic este cea mai super realizare care se putea întâmpla. Visăm de mult la modernizarea acestui drum, a mai spus Relu Brașoveanu, primarul comunei Bălteni. Proiectul drumului strategic este finanțat prin programul operațional regional 2014-2020 și are o valoare totală de peste 222 de milioane de lei, inclusiv TVA. Perioada de implementare a proiectului este de 75 de luni, începând cu data de 1 aprilie 2016 și are ca termen de finalizare data de 30 iunie 2022. S-a stabilit conducerea prefecturii Vaslui, lăudatul Gologan și Onofrei. Biroul politic național al Partidului Național Liberal a validat ieri prefecții și subprefecții care urmează să fie decizi de către guvern săptămâna viitoare, în baza discuțiilor avute la nivelul coaliției. La Vaslui, prefectul Marcel Lăudatu de la Plus va face echipă cu Mircea Gologan și Daniel Onofrei, ambii de la PNL, care vor ocupa funcțiile de subprefecți. Vitezomanii își fac de cap pe șoselele din Vaslui. Într-o singură acțiune, polițiștii vasluieni au săltat permisele de conducere ale 21 de șoferi care circulau cu viteze mult peste limita legală. În doar 48 de ore, cât a durat o acțiune a polițiștilor rutieri vaslueni, numai puțin de 21 de conducători auto au rămas fără permisele de conducere din cauza că goneau pe șoselele din județ de parcă ar fi fost la raliu. Acțiunea oamenilor legii s-a derulat la sfârșitul săptămânii trecute pe parcursul a două zile și a urmărit în principal prevenirea producerii de accidente rutiere. La sfârșit, bilanțul celor două zile de acțiune în teren au arătat că, în continuare, viteza excesivă este un sport practicat cu sârg de mulți dintre conducătorii auto. Din totalul celor 27 de permise de conducere reținute în vederea suspendării, numai puțin de 21 aparțin unor șoferi surprinși în timp ce circulau cu viteză mare peste limita legală la volanul mașinilor. Alte trei permise au fost reținute pentru depășire neregulamentară, doi șoferi au fost surprinși în timp ce circulau pe sensul opus, iar unul conducea sub influența alcoolului. S-a terminat cu sutele de epave din parcările Vasluiului. Vor fi ridicate și duse în depozite speciale. Consilierii locali din Vaslui trebuie să ia joi o decizie în privința regulamentului care stabilește ce se va întâmpla cu mașinile abandonate din oraș. Sunt sute de mașini care zac de ani de zile în parcări abandonate, dar pentru care nu a existat niciun act normativ care să permită ridicarea lor. Conform proiectului de regulament, sesizarea cu privire la existența unor vehicule staționate pe domeniul public sau privat al municipiului Vaslui, presupuse ca fiind abandonate sau fără stăpân, se poate face în scris, verbal sau telefonic de orice persoană sau din oficiu de către polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice. Sesizările vor fi înregistrate și centralizate de către Poliția Locală Vaslui într-un registru special. După ce se primește sesizarea, Poliția Locală Vaslui va desfășura procedura legală pentru identificarea vehiculului abandonat sau fără stăpân până la emiterea dispoziției primarului privind declararea ca atare a vehiculului respectiv. Activitățile de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor abandonate și celor fără stăpân se vor desfășura sub coordonarea Poliției Locale Vaslui de către un operator autorizat. Consiliul Județean Vaslui aprobă planul de gestionare a deșeurilor 2020-2025. Circa 20% din populație nu are contract de salubritate. Scopul documentului vizează stabilirea cadrului general pentru asigurarea unui sistem durabil de gestionare a deșeurilor. În anul 2019, aproximativ 20% din populația județului Vaslui nu avea încheiat un contract de salubritate. Groapa ecologică de la Roșiești are o suprafață ocupată de 20 de hectare, iar capacitatea totală a depozitului este de 3.760.000 de metri cubi.
Județul Vaslui este campion absolut la sumele decontate medicilor de familie. Unii încasează un venit brut lunar și de peste 10.000 de euro. Presa națională a prezentat zilele trecute cazul unui medic de familie din județul Sibiu, care într-o lună anului trecut a decontat numai puțin de 37.000 de lei de la Casa de Asigurări de Sănătate. O sumă exorbitantă, după părerea unor colegi de la site-urile de știri centrale, care aproape au făcut un breaking news din această informație. Fără să exagerăm, am putea spune că ce este ieșit din comun la Sibiu, la Vaslui e normalitate. Asta după ce ne uităm pe site-ul Casei de Asigurări de Sănătate, unde numai în luna decembrie a anului trecut am avut 19 medici de familie care au decontat sume de peste 30.000 de lei. Lider absolut al cuantumului lunar decontat a fost dr. Guțu Ioan de la Pungești, care în luna octombrie a luat 10.700 de euro de la casă, cu 14.000 de lei mai mult decât campionul de la Sibiu. Iar luna octombrie nu a fost singura când medicul Guțu a avut un venit brut de peste 50.000 de lei, isprava repetându-se și în septembrie, când a decontat 50.288 de lei. Cu toate acestea, pe primul loc în topul celor mai mari venituri anuale se află medicul de familie Pecheanu Maria de la Brlad, care în 2020 a decontat servicii medicale de peste 100.000 de euro. Asta înseamnă încasări lunare de peste 8.700 de euro. Iată cine ne omoară cu zile pe șosele. Un tânăr din Codești, beat și fără permis de conducere, a fost prins de polițiști. În cursul zilei de sâmbătă, 20 februarie, la ora 17:30, polițiștii biroului rutier din cadrul Poliției Municipiului Vaslui, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe drumul comunal 165, în localitatea Gergheleu din comuna Codești, au depistat și oprit în trafic pentru control un autoturism înmatriculat în județul Vaslui, condus de către un tânăr de 22 de ani din Codești. Procedând la efectuarea de verificări, s-a stabilit că tânărul depistat conducând autoturismul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și acesta ar fi luat autoturismul din curtea locuinței fără a avea acordul proprietarului. Totodată, întrucât acesta emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul alcool test, rezultând o valoare de 1,18 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la Serviciul Județean de Medicină Legală Vaslui în vederea recoltării de probe biologice. Față de bărbat a fost luată măsura reținerii pe o perioadă de 24 de ore, urmând să fie prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Vaslui cu propunerea emiterii unei măsuri preventive. Vasluienii sunt așteptați în weekend la Târgul de Primăvară. O nouă ediție a Târgului de Primăvară va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni în centrul civic din Vaslui. În ciuda perioadei dificile pe care o traversăm, din cauza pandemiei de coronavirus, autoritățile locale fac un pas important pentru a dezmorți populația orașului din rutina instalată de aproape un an. În perioada 26-28 februarie, vasluienii vor avea din nou ocazia să socializeze, să facă cumpărături și să admire creațiile meșterilor, ținând cont însă de distanțarea socială și de măsurile de protecție sanitară. Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe radioul numărul 1 din județul Vaslui, pe 93,2 MHz, pe www.smilefm.ro și pe Media TV Brlad. Smile FM.